Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la o nouă joacă Mega Hotel Tycoon. Părea interesant și poți să-ți dai rebirth. Nu știu care e faza cu rebirth-urile pe tycoon-uri, că nu prea au sens. Dar jocul acesta chiar se încarcă, deci sunt uimit. Nu știu ce ne-am încărcat, dar ne-am încărcat. Sunt dripped out, plin de aur, plin de faimă. Și ne vom uita... Wait... Este al meu, Mega Hotel. Deci nu e orice hotel, este Mega. Hai să vedem și noi despre ce este vorba. Asta e hotelul, ok. E în fază de construcție, dar oamenii deja vin, ca să înțelegeți. Deci oamenii deja vin la hotel, dar nu... Gucci! Uite-l pe ăsta ce freză are! Oamenii deja vin la hotel, Denis e aici, e pregătit, se plimbă oamenii. Zic, bă, de ce nu e niciun hotel? Ok. Începem cu 3000 de dolari, de ce? Nu știu. Ce s-a întâmplat, mă? S-a transformat singur, ce-a făcut? What? Am cumpărat pereții. Recepția o cumpărăm. Wow, plin de aur, îmi place. Autocollect, double money. Hai să dăm o dată double așa. Double bubble. Dar rămânem fără Robux și o să colectăm noi basic backing. Peretele ăsta e 2000 de dolari. Bă, ai salariu cam mare și de ce ăsta mai înalt ca mine? What? Ia ascultă aici. Frumos. Pentru oameni selecți. La hotelul nostru nu se ascultă manele. Muzică selectă. Asta ascultă bogații. Ia uzi. Frumos. La hotelul nostru se bea niște vin. Stăm pe spate. Mâncăm o fripturică. Ok? Bun. Salut, Denis. Bine ai venit. Bine ai venit la hotelul meu. Ok. Atunci când vine managerul hotelului și arată așa, știi că e clară treaba. Full de aur. Candelabru. Ne și zice câți bani ne dă. 260 pe secundă. Flori. Floarea asta mi-aduce 260 de dolari pe secundă. Holy dude. Gen, floarea asta îi plătește lui salariu. Ca să înțelegeți. Eu asta nu înțeleg ce caută pe aici. Ionuțe, unde te duci, bă, în perete? Unde vrea bă ăsta să ajungă? Arată camera. În fine. Vom mama, 15.000 intrarea! Hai că nu mai luăm intrare. Avem geamuri. Ok. Ce zice youtuberul Rafa? Da. Nu știu ce se vorbește acolo. Hai să luăm o canapea. Să te relaxezi. Ok. Haide, Denis, stai aici jos lângă mine. Ne relaxăm și ascultăm muzică selectă. Ce e asta? Hai, ne arată ce să cumpărăm. 380 pe secundă, avem 5.000 de dolari și o singură stea. Adică hotelul nostru este un gunoi pe românește. Dar, dar de ce avem doar 2.000? De ce nu pleacă bănetul ăla gros? Mamă, primul client a dispărut! Trebuie să mai cumpăr niște scaune, niște chestii, că nu ne înțelegem cu oamenii. Ok. A, aici ca să spui băgăjelul, cât timp stai, se pleacă cu băgăjelul tău. Ok. Prinde formă, băieți, hotelul. Prinde, prinde, ascultați-mă. N-avem bani! Nu, du-te ia repede banii, scoate din safe. Bă, dar facem ca în greu bani, nu știu, mi se pare mie sau... Niște pereți de 7.000. Hai cu pereții aia, totul de haur. Cred că aici o să fie cu lift și alte chestii. Bă, dar ce se vorbește aici, bă, ce, numai cu steluțe. Ăștia vin și dispar. Cascadă în hotel! Rocket board. Da, mă, vreau un rocket board. În loc să iau autocolect, iau un rocket board. Let's go. What? Și asta e de aur? Oh my god, doi. Ia uite-mă, Denis, cum mă dau. Ia uite-mă. Cascadă. Fântână. Bă, ce se întâmplă aici? Mai sunteți cu mine? Fântână de aur. Oh my god, doi. Hai să vedem din exterior cum arată.
Dar din exterior pot să înțeleg de ce are doar o stea. Se pare că, zic, concurentul nostru o duce mult mai bine. Dar din exterior pot să înțeleg de ce are o singură steluță. Hai să cumpărăm intrarea asta totuși. Adică, bine-i venit, niște geamuri, nimic. Am înțeles. Ok, 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 no problem, no problem. Ușa, $16,000. A plecat ușa aia, ești nebun. Stai așa că n-avem bani de ușă. Nici nu mă lasă să trag banii, dă bă banii. Bă. Gata mă, uși glisante. Frumos, frumos. N-ai ce să mai zici. Ia uite. Bum, se închide, se deschide. Au venit oamenii, ok. Încep să se așeze. Nu prea știu ce să facă. Bă, de ce merge în fântână femeia? What? Acvariu? Acvariu cu pește, miu? Mega hotel? Eu nu înțeleg. Unde te duci, bă? Se plimbă. Dar să uite cam încet ăsta, dar îl dau eu mai tare la editare. Vezi, faza e nașpa că vreau să ascult muzica, corect? Dar nu pot să-l dau foarte tare, că gen îmi bâzi ăsta în urechi. Adică nu e sincron, nu e... Ea stă lângă scaun. Eta. Ce-mi place să stau lângă scaun, mama! Frumos, frumos, acvariu. Abar n-am ce-i peretele ăla. Începe să prindă formă, boys, ascultați-mă. Dar ne mișcăm un pic, am greu cu bănuții. Nu e problemă. Lumini, ok, și 800 pe secundă. Bă, ar trebui să facem insane de repede bani. Ah, cred că doar ne upgradează la 800 pe secundă. Ah, eu chiar credeam că gen lampa aia îmi dă... Ah, cum înțeleg eu, mă, mi-a upgradat la 840 pe secundă. Bă, ce țeapă mi-am luat, eu credeam că îmi dă doar aia 800 pe secundă. Oh my god, ce țeacă. Țeacă autentică. Aici cred că o să fie piscinuța. Aici nu prea îmi dau seama ce să fie. Toaleta? Nu știu, vreau să-mi spuneți în comentarii dacă ghiciți. A, elevator. Elevator. Și scări. Nu urcă nimeni pe scări. Gen, cine urcă pe scări în 2021? Mamă! Vezi scările astea că te duci în tavan. A plecat tavanul, băieții. Ia uite, mă, să stă. Uite, stau. Ne relaxăm. Rânjim. Acel moment când primești notificare de la Irafael. Uuu, video nou. Wow, ok. Scări spre, nu știu ce tot zic abonați acolo. 30.000. Oh my god, 2. Geamuri, lumini. Bă, e cam scumpicel tycoon-ul ăsta, guys. E un pic cam scumpicel, cred că trebuie să stau afeca, sincer. Deci, sincer, vă zic. Autocolectul ăla nu face nimic, dar... desk. Pentru ce e biroul ăla? Că nu pricep. Facem cam 1000 pe secundă. 1800. Da, deci ne trebuie vreo 14 secunde ca să achiziționăm aici. Birou. Dar ce sunt astea? Monitoare. Două stele! Ce mă asta? What? Jacuzzi, ce? N-are niciun sens. Ah, what? E ceva spa și stai la monitoare? Nu-mi dau... Nu înțeleg. A, aici nu e mă apă. E cât închei apă aici, mă? E o recepție ceva. Oh. Ne trebuie 20.000. E o recepție. Oh, și nu pune nimic pe jos? N-are niciun sens camera asta. Wait, sunt confuz. Sunt confuzie, de fapt. By picture. Stai, mă, că nu mai înțeleg. Doar niște tablouri? Really? Cred că trebuie să luăm liftul ăla. Bine, nu am deblocat etajul. Cred că trebuie să luăm toate camerele la rând. Și asta o să dureze, sincer. Hai să luăm liftul, să vedem. Wow! Du-mă la etajul 2.
Nu există etajul 2. Unde să mă mai ducă? Dacă nu există... Hai să vedem ce mai e de achiziționat. Deci am luat ăstea. A, uite mă, Sam. Visitor information, dar nu-mi place pe jos așa cum e. Dar mă rog, nu mai zicem nimic. Trebuie să așteptăm 30k. Eu zic că trebuie lăsat măcar un 10 minute a feca jocul ăsta. Părerea mea onestă. Cumpere o ușă ca să ne permitem ușă și toate nebunelile astea de jos. Deci dați-mi 10 minute. Jumătate de oră mai târziu. Deci chiar trebuie să fi făcut bani. Au stat abonați aici cu mine, uite-i. S-au ridicat toți, așteptau. Hai bă, mai vine. Mai vine, mă. 3 milioane. Deci sunt milionar. I am a millionaire, guys. Ah, dar nu se apar... Oh, ok. N-are nimeni 3 milioane. Ok. Hai să ne mai vedem o dată. Ok, parcă am mai adăugat un etaj și restul sunt abonați care stau aici cu mine, nu construiesc. Hai mă, să începem. Tot luăm. Luăm tot. Eu mă aud, mă? Ar trebui să mă aud. Zi-mă, vrei să guști? Zi-mă, vrei? Avem liftul, dar nu înțeleg ce iau. Wait, what? Aha, uitasem, scuze. Uitasem. Frumos. Ia uite ușa, ușa regală. Deci astea de jos aici nu vor fi camere. Cred că va fi ceva... Vezi, va fi o toaletă. What? Masă la... Oh, nu e toaletă, what? Ah, e un fel de dining, mă, e ceva... Evenimentul lor, știi? Ia uite abonatul. Vrei mă să guști? Zi-mă, vrei? Okay. Gogoș. Hot dog. Bacon. Ce preferați? Eu aș prefera o gogoșică, sincer. Este cu dulciurile, sunt nebun după dulciuri. Ăsta a venit cu copilașii. Și a adus toți copilașii, uite-te și tu la el. Toți copilașii a adus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Are vreo 10 copii după el. Vai, mamă. Ok. Oamenii ăștia au rămas aici lipiți de scaun de jumătate de oră. Aia se plimbă pe jos. Nu mai avem. Ce mai luăm? Mai era acolo ceva? Ah, gata mă, au apărut. Cu cravată, cu toate alea. Ok, butonul ăsta e chiar folositor, că uneori nu știi ce să cumperi. Deci, avem așa. Recepție. Tata, nu ne-a dat ăla la ușa asta. Dining. Diner, pardon. Ok. Diner, frumos. Unde mănânci? Aici știți o toaletă ceva. Lumini, cinema? Cinema făcut. Barbă. Frumos. E Rafael barmanul. Bun. Suntem pe bani, mă, boys, v-am zis. Da, aici e un bar, vii să te faci criță, mangă, zice la mine la țară. Să nu mai știi de tine, ziua următoare nu mai știi ce ai făcut. Ziua anterioară, dacă înțelegi ce zic. Ulei, au plecat toate, ești ce, mă? Ai un fel de cafenea. Vreau să-mi faci și mie manicura. Și apoi îmi dau pantoful jos și am șosete cu degete. Va ieși vreodată degetul prin șosetă? Aia zic. Cafe Mega. Ok. Și că suntem la Mega Image unde suntem. Ia. Bă, aștept să fie toaleta. Bă, eu am ceva cu toaleta. Bă, unde e toaleta, mă? 101, am început? Au început camerele. Opa. Sunt în cameră la mine. Un pat și o masă. Zici că suntem la închisoare. Gata, mă, avem TV. Suntem bine. Ok. Deci vom începe cu camerele astea mai ieftinache. Adică mică de tot camera. De o persoană, două, dar te cam asfixiezi aici. Aer condiționat avem. Nu mai știu nimic. Continuăm. Bă, deși au plecat banii. Și n-am făcut nimic. 103. Opa. Opa, guys. Mama, asta e camera mai premium. Gen, stai aici frumos. Te uiți la TV. După aia te arunci un pic în pat. Dar vezi, în pat oare de ce nu merge să stai? Pe scaun merge, dar în pat nu. Ai safe, frumos. Liftul ăla așa. Fundația, piscinuța. Vine să plâng la cum se duc banii aia. Cum au fost degeaba 3 milioane? Oh my god, 2. Ok. Palmieri, frumos. Dar apa nu mai e.
Da, tat. Așa se zice la mine la țară. Ok, hai să mai colectăm niște biștari. Oh, second floor. Da, mama. Aș vine cu un 700k. Dublăm profitul la pariuri, ok. Și... Se magnific! Vai, mama, au costat cam mult balustradele astea. 3 stele. Da, mama. Frumos. Numai că ne trebuie multe camere. Chandelier de ăsta. Candelabru. Elevator. Stai, la 1. Suntem la 2, la 1. A, te teleportează, lol. La 2. 6 etaje? Adică trebuie să stau ficat 50 de ore ca să completez asta vreodată. Nu știu, dacă salvează progresul, o să faci și partea a doua, sincer. O să stau a feca foarte mult aici pentru episodul viitor, cumpărăm tot. Deci strâng 50 de milioane. Cum am stat și la celălalt tycoon. Că n-am cum să-l fac dintr-un singur episod, îmi ia mult prea mult. Asta am funcție și de susținerea voastră. Dacă nu vă place, nu mai faceți, știi? Ice dispenser, pui niște gheață și apoi ce faci? O mănânci așa. Dar e rău de tort, ce să mai zic, guys? Aici nu știu ce. Cred că e la etajul 2, deci fix cum ai venit cu liftul, basically. A, ba nu, că e în capăt. Nu știu ce e asta. Customer lounge, adică eu de-aia așa mai zic, Ionule, uite, stăm, știi? Stăm, vorbim, bem ceva. Mă rog, mă rog. Ia uite pe a noastră. Urim de ris. Ok. Hai deodată 500 ca încoace. Și acum ce mai adăugăm? Deci customer lounge. Și acum avem niște camere care astea o să ne toace de bani. Deci toți banii noștri se duc pe camerele astea. E absolut insane. Nu mai e niciun bonus pentru camere. Ok, minunat, minunat. Facem treabă de bărbat. Și acum nu mai avem bani. Într-adevăr, facem repejor. Dar cred că ne-ar trebui un 50 de milioane, ceva de genul. Deci, sincer vă zic, ne-ar trebui lejer anii sunt 50 de milioane ca să completăm camerele astea. Cred că te duce un 500-700 de mii pe cameră. Și vor fi multe camere, că e hotel, îți dai seama. Adică, frate, patul e de aur. Nu mai avem. Hai că poate duci un 300-500 de mii, acum stau să mă gândesc. Camerele mai mici, știi? Dar în rest e cam jale, boys. Sunt greuțe tycoon-urile astea. Hai că venim la loc. Ok, ok. Ba nu mă, uite, dar ce mult, mă. Deci, asta e, să zicem că unei 50 de mii și au fost, cred că vreo 10 aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da. A fost destul de multe cele și ce fac? Mă duc non-stop așa, adică mai ia somnul. Trebuie să stau afecat să fac mulți bani. Dar voiam să termin camera aia. Trebuie să iau o pauză să mă duc să mănânc. Și mai farmăm un pic cât mănânc în 5 minute. Mai farmăm un pic de bonet. Știi ce zic? Hai să vedem din exterior cum arată. Da, e scump, e scump. Și aici avem multe camere, adică mărim de plâns. Basically. Ia. Yeah. N-ai bă cum, l-au băgat mulți bani acolo. Și ai mă, cred că un singur... Sunt tare curios cât costă un etaj. Frate, cât costă mă un etaj? 5 milioane, 10 milioane un etaj? Și sunt vreo 6 etaje. Ascultați-mă că stau afecat 24 de ore. Parcă stau aici, mă întorc, 500 de milioane de dolari am un joc. Holy dude. Ok. Aduc să plâng, ești nebun. Stau și eu aici. Pot să stau? Și nu pot. Stau aici în picioare așa. Bine ai venit la hotel la mine. Mă doare la boască. Sper, boys, că s-a salvat progresul. Că ne-am dus. Am stat mai mult de 20 de minute. Am zis că mănânc 5 minute. Hai, că a trecut jumătate de oră de când am mâncat. Anyway. Stă-mi pe spătău. 7 meleoanes. Hai să vedem. Abonații s-au dus că m-a dat afară. Nu mai au cum să intre că e full. Ia uite-l pe Sprite, ești nebun, are mai mulți bani ca mine. Rating 6? Mamă, stare jocul aproape terminat. LOL. Vai, hai mă să calculăm cât e o cameră de astea, fiți atenți. 6, e roz. 6,8, da?
Ok, și am rămas cu 6,3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, undeva la 500.000 de dolari o cameră. Deci, faza e că facem bani super repede, deci în vreo jumătate de oră de stat AFK, nu știu, generez mult, 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 cred că vreo 8, 9 milioane, 10, ceva de genul, dar la fiecare 20 de minute te dă afară. Ok, cameră verde, cameră nu știu cum, cameră hâzjonule, hai să ne ducem repede aici. Oricum nu terminăm Tycoon-ul, v-am zis, dar dacă vreți voi neapărat și dați like, îl terminăm, nu e problemă. Uuu, un pic de sală astăzi, guys. Un pic de mușchi astăzi. Mușchiuleț, ia uite abonatul, bă. Ce stă? Era mult mai tare ideea aia să-ți vină clienții la hotel cu numele din lista de prieteni. Asta e o idee destul de șmecheră. Ok, aici sunt dușurile, ne dușăm. Sunt la fete. Sunt la duș la fete, bă. Pleacă repede. Habar n-am, e la comun aici, cum e, că nu înțeleg. Ia uite și pe al nostru. A, ieri era abonatul nostru, Sprite. Are jocul terminat, what? Workout gym, nice, nice. Ce bă aici? Bar, ai la dans, ce? Nu înțeleg. A, e iar dining, dar e așa mai luxury. Mai hâzjonule, dacă mă înțelegi ce zic. Nu știu dacă mă înțelegeți. E doar 100.000 aia, adică 100.000 casual așa. Un painting. Mamă, ăsta e un painting renumit, cum se numește? Nu știu. E o chestie renumită. Gucci, ia uite pe fata noastră. Lumina, aici și e la dans. Ai, ce bucătăria. Și hai mă, că uite, fiecare e 100.000. Au plecat milioanele, guys. Au plecat. Ok. Next. Deci arată destul de bine. Next, așa. Dar ușile astea zici că intrăm la păcănele. Ha? Nu înțeleg. Heaven. E din rai. Ok. Așa. Mamă, etajul următor. Vezi că facem ratingul maxim aproape. Da, mai avem 2 stele. Deci facem 10.000 pe secundă, ceea ce e destul de meșcher. O să văd din exterior. Wow, guys! Cât are mă el cu 6 stele? Cum are mă el rating 6 și nici nu văd construcția? Unde e hotelul tău, Sprite? Cum bă? Abar n-am. Vreau să mă duc până afară să văd hotelul lui. Cum are rating 6? Nu și-a încărcat hotelul, cred? Trebuia să aibă toate ele deblocate. Iată cine a zis. Liniuțe. Nu mai zicem nimic. Ok. A, s-a blocat. Nu. Ok, vino. Ia. Ăsta e? Nu e ăsta. Luca? Și-a schimbat numele. What? Păi dar nu e terminat, lol, nu are etaj. Wow, lux adevărat. Păi da, am dat rebirth. Ah, ok. Da, m-a dat rebirth. Uai, trebuie să dai rebirth pentru ăla maxim? Da, ciudățel. Bă, cum mă spawnează aici? What? Nici nu mai știu care e hotelul meu. Mă dau bătut, nu știu. Mi-a luat și ăsta. Cum mi l-a luat? Pă bune, a dispărut de tot ăla. Am dat 600 de Robux. 300 pe el și nu mi-l mai dă la loc. Jocul ăsta e retardat. O să fiu sincer cu voi. Nu are nici cea mai mică noimă. Dar, mă rog. Nu mai mi-apare nici butonul aici. What? Ce se întâmplă? Ah, avem la etaj. Oh. Probabil că vor fi multe... Vor fi multe etaje, mă, și de-aia. Dar era bună la că mă mișcam repede, gen, what? Mă rog. Balcon? E balconul în spate? Deci e cam ciudățel. Noi în spate nu mai avem alte... În fine. Ia să vedem. A, dar mi-a dispărut interfața cu totul, mă. Eu acum am observat. Nu mai am în inventar nimic, nu știu, mi s-a glișuit sau... Habar n-am. M-a băgat în mașina de spălat, ești nebun?
Ce e bă asta? Voi, mamă. Ok, hai că a revenit interfața și mi-a dat și asta. Deci se glitchuise, retrag ce am zis. E în regulă. Suntem ok. Dacă dai reset, nu știu. Șterge tot, nu mai. Anyway, avem aici uscătorie. Nu înțeleg de ce avea asta la hotel. Poate e pentru staff sau... Probabil pentru staff, de fapt, acum că s-o să mă gândesc. Că nu... Vine lumea și usucă hainele, spală. Laundromat. Mă rog. Vezi cum se secționează tot aici, dar nu mai avem bani. Deci au început să apară camerele alea de penthouse. Oarecum, nu penthouse, dar camerele de luxury. Cu mult mai multe camere. E doar o cameră, de fapt? Că s-o să mă gândesc, e huge. Adică ai... Ai cu priveliște, cu știi ce zic. Da, 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 și că o să mai fie una și în capătul celălalt aici. În fine. Boys, noi să ne primim și cu joaca. Ne-am jucat destul pe ziua de astăzi. Dacă vă place, din nou vă zic, dacă vă place și vreți să mai, vreți să mai continuăm, o să stau AFK într-o zi, ok, cum am mai stat și la celălalt tycoon. Și când ne întoarcem în episodul viitor, venim la maxim cu vreo 100 de milioane sau nici nu știu cât ar trebui să ne ajungă și facem toate etajele. Sper că nu e genul de joc care să mă oblige să dau rebirth, pentru că nu vreau. Dar dacă nu ne obligă să dăm rebirth, putem să-l terminăm legeranis. Bun, Dumnezeu, speranță acordată, ne vedem la viitoare. Pooo!